Salutare! Suntem la a doua etapă a campionatului național de off-road Duxo, la câmpul Mușel. Am terminat cu bine, trasele au fost perfecte, concurenții sunt super încântați, super bucuroși. La trial, din păcate, am avut o zi plină de ploaie. Nu a fost o problemă pentru că ne-a ajutat să avem un trial foarte spectaculos. Am avut foarte mult noroi. Suntem foarte bucuroși, toată lumea e bine, toată lumea a terminat în regulă, nu avem niciun eveniment neplăcut și vă mai așteptăm și data viitoare. Mulțumesc frumos! Și avem un mic derapaj acolo pe coborâre înainte de șanț. Șanț care nu ar trebui să mai cauzeze probleme la clasa challenge, deoarece diferența de dimensiune avem și o vrăjitoare clare pe o creangă în acest moment pe ecrane. Se apropie de zona de finish, se apropie de ultima șicană a traseului. În acest moment avem 1.21. Haideți să vedem timpul final. Foarte, foarte aproape acolo de otru țăraș. Un minut 30 de secunde, 62 de sutim pentru echipajul cu numărul 338.